O familie din comuna Măldăieni a trecut prin clipe de groază în această dimineață când magazia cu lemne și furaje a luat foc și le amenința locuința. Intervenția pompierilor militari roșioreni solicitați prin serviciul de urgență 112 a durat 3 ore, în care s-au folosit 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru a localiza și lichida incendiul. Flăcările se manifestau violent la magazia de materiale pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, la aproape 6 tone de lemne și 3 tone de furaje, accesorii pentru mașini agricole și bunuri de uz gospodăresc. Traga zlădire, adăpost animale și magazie materială era incendiată. S-a lucrat în continuu. O mașină executa alimentare cu apă de la sursa de hidrant, de la stația Roșior și stația de pompe Roșior și la Măldăieni. E treaba cu presiunea de apă, deci presiunea de apă mai mică, dar să avem mașina care are acumulată bazinul mai mare de 10 tone pentru a asigura stingerea incendiului. Deocamdată suntem la cercetarea cauzei de incendiu, să vedem de unde a izbucnit incendiu. Pagubele sunt, așa cum se vede și în imagine. Au fost înregistrate victime? Nu, victime nu, pentru că a fost magazin materiale, n-a fost ars locuințe, nu. Am localizat prima de incendiu, dar nu e acasă. După aia am lucrat la stingerea incendiilor. De la ora 4:30 până în prezent, de aproape 8. Din primele cercetări efectuate la fața locului, cauza incendiului ar fi un scurt circuit la instalația electrică. Deși s-a intervenit rapid, pagubele sunt de aproximativ 20.000 de lei.